Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Ștefănescu și vă prezint jurnalul Absolut TV. Pentru început, iată care sunt principalele subiecte ale ediției. Hoții au dat ia mașini în cabinetele medicale, s-a întâmplat la Costești, acolo unde spațiile în care își desfășoară activitatea medicii de familie au fost vandalizate noaptea trecută. Jale mare la Călinești, acolo unde două familii se pregătesc de mormântare, după ce copiii le-au murit într-un grav accident de circulație produs în Spania. 9 persoane reținute în dosarul mafiei lemnelor au fost prezentate astăzi judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. La Pitești au ajuns să fie retrocedate chiar și suprafețe importante din curțile unor școli. Unde s-a întâmplat asta, vă spunem la știrile Absolut TV. Hoții au dat ia mașini în cabinetele medicale, s-a întâmplat la Costești, acolo unde spațiile în care își desfășoară activitatea medicii de familie au fost vandalizate noaptea trecută. Polițiștii au deja un cerc de suspecți, dar suspiciunile păgubiților planează asupra unor adolescenți de nici 14 ani. Când au venit la muncă, angajatele cabinetelor medicale individuale ale unor medici de familie din orașul Costești au găsit ușa de termopan deschisă. Intrarea principală fusese forțată cu o șurubelniță, iar de aici până la a intra în cabinetele celor 5 medici de familie n-a mai fost mare lucru. Din încăpere au fost sustrase bunuri și bani. Polițiștii chemați la fața locului au luat amprente și au ridicat probe. Totul s-a întâmplat chiar în centrul orașului, lângă primărie, acolo unde funcționează cabinetele, care cei drept nu aveau nici sisteme de alarmă, nici camere de supraveghere. Toți pacienții veniți la programare au fost chemați pentru consultații și rețete în alte zile. Au spus că nu avem voie, că a spart azi noapte toate cabinetele medicale. Atât? Atât. Și a spus că astăzi de niciun caz, părerea nu se face... Astăzi se face după masă, nu știu. Controlul pe aici, cu ce verificări, amprete... Asta e. Dar au spus sau vreo bănuială cine ar putea fi? Nu, nu. N-am putut să vorbesc decât singur cu asistenta, așa te-o tecururam. Și vă veniți mâine? Venim mâine iar de nou, ce se face? Asta e. Venim de la țară, vorba aia, 16 km. Pentru rețetă am venit și așa. Eu și dacă nu e gata, nu e gata. Vin mâine după amiază. Că s-a spart cabinetul și nu poate să umble acolo, că lăsăm amprete. Nu se poate să intre. Veniți mâine acum, ce faceți? Păi mâine după masă. Sunt singurile cabinete de aici? Aici suntem arundați. Din cele 5 cabinete au dispărut 2 laptopuri și aproximativ 2000 de lei. Suspiciunile planează asupra unor copii care în ultimele săptămâni au mai intrat prin infracție în câteva clădiri, inclusiv într-o școală. Polițiștii au deja un cerc de suspecți. Doi argeșeni au murit într-un grav accident de circulație produs în Spania, în orașul Santa Olalla de Bureba. Șofau cu rândul pe o furgonetă care a fost prinsă și strivită între două tiruri. Ambii sunt tineri, au 22, respectiv 26 de ani și își plănuiseră fiecare căsătoria. Cinci mașini au fost implicate în accident, dintre care 3 tiruri. O furgonetă aparținând unei firme din Pitești a fost prinsă între două camioane și distrusă în întregime. Unul dintre șoferi în vârstă de 22 de ani a murit pe loc, iar al doilea de 26 de ani a decedat a doua zi la spitalul de urgență din orașul Burgos. Cătălin Nasta, în vârstă de 22 de ani, a murit însă pe loc. Tânărul se logodise anul acesta și își plănuia nunta. Și nu e în august. Și vreau să facem și noi nuntă, de-aia și plecat. Când venea vrea să mergem să vorbim cu nașii, să avem un copil, un băiat, ca așa vrea el. Și n-am mai apucat. La fel și Ștefăniță Gherghinel. Cei doi locuiau în comuna argeșeană Călinești. Acasă la ei e jale mare. La ora 19:30 sună în urmă, numai. Și noi am mai răspuns la telefon. GPS-ul după mașină a rămas blocat la 95 de kilometri. Și-a dat seama că s-a întâmplat ceva? Nu, și-a dat seama că el niciodată nu dezactiva GPS-ul. Deci nu bloca, el totdeauna. Și l-a mai sunat iar peste o jumătate de oră, nu i-a răspuns. Suna telefonul și nu mai răspunde.
ceva era în regulă. A stat, a sunat, că mai am o nepoată care e contabilă la firma aceasta. Și Larisa, ce se întâmplă? Că nu mai răspunde Ștefăniță. A stat după aia când, la 11:30, primește de la portughez, unde căra marfa, că era în colaborare cu portughez, cu spaniol. Regretă că mașina cu Argeș 89, că e în anul lui de naștere, GSM Gherina Ștefan Marian, e plecat în accident rutier. Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș a început o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs impactul, cei doi fiind la serviciu în momentul accidentului. Așa cum ați aflat ieri la Absolut TV, polițiștii din Argeș au făcut percheziții într-un dosar în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, tăiere ilegală de arbori, spălare de bani, abuz în serviciu și fals material în înscrisuri sub semnătură private. 9 persoane au fost reținute aseară, iar astăzi au fost prezentate judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Infracțiunile din dosarul mafiei lemnului din Argeș sunt evaziune fiscală, tăiere ilegală de arbori, spălare de bani, abuz în serviciu și fals material în înscrisuri sub semnătură privată. Încă de ieri au fost confiscate mai multe bunuri și documente găsite la sediile de firmă și domiciliile oamenilor de afaceri. 10 persoane au fost luate de acasă și duse la audier, printre care și Ion Andrei, cunoscut în zonă ca fiind cel mai mare exploatator de lemn. Alături de el au fost ridicați concubina lui și cei doi băieți, dar și alte 6 persoane. După audieri, oamenii legii au decis ca 9 dintre suspecți să fie reținuți, iar astăzi au fost prezentați judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Polițiștii le-au confiscat 4 mașini de lux, 9 camioane, arme de vânătoare, un pistol și le-au pus sechestru pe casă și pe conturi. Prejudiciul estimat de anchetator se ridică la aproximativ 4 milioane de euro. În cartierul Piteștean, situat pe platoul Tancodrom, ar fi trebuit ca din primăvară să înceapă ample investiții de infrastructură, apă și canalizare și drumuri asfaltate. Numai că licitația ce urma să aibă loc a fost anulată. Motivul? Drumurile dintre locuințe sunt atât de înguste, niște ulicioare în fapt, încât administrația locală nu are pe unde introduce canalizarea, iar investițiile publice pe proprietate privată sunt interzise de lege. O investiție de peste 22 de milioane de lei ce ar fi trebuit să aducă în secolul 21 și cartierul Piteștean situat pe platoul Tancodrom a fost stopată. Cartierul cu cele mai frumoase locuințe din Pitești are drumuri de pământ și nu are încă apă curentă și canalizare. Administrația locală a alocat fondurile pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii pentru 15 străzi, doar că în momentul în care au mers la fața locului, au constatat că drumurile sunt atât de înguste încât nu au pe unde să introducă rețelele de apă și canal. Au lăsat o stradă foarte îngustă. Proprietarii și-au dat seama că nu pot să circule pe acele ulițe și și-au instalat gardurile în așa fel încât drumul să poată fi circulabil în ambele sensuri, să poată exista trotuare, să poată să fie introduse utilitățile. Acum, rămânând un fel de domeniu public teren, trebuia să meargă la oficiul de cadastru să facă o dezmembrare și o porțiune de 2-3 metri lățime, să o cedeze primăriei municipiului Pitești, astfel încât noi să putem să facem lucrări pe domeniul public. Nu avem voie să facem lucrări pe domeniul privat. În consecință, până când toți proprietarii celor 15 străzi vor merge la notar pentru a semna actul prin care cedează primăriei suprafața de teren necesară lărgirii străzilor și licitația ce urma să aibă loc pe 11 decembrie a fost stopată, așa că acum șansele ca lucrările de reabilitare și modernizare a zonei să mai înceapă în primăvară sunt foarte mici. De mai mulți ani, primăria Pitești s-a trezit cu mai multe hotărâri judecătorești de puneri în posesie pe suprafețe de teren aflate în domeniul public al primăriei. Așa se face că s-a ajuns să fie retrocedate chiar și suprafețe importante din curțile unor școli. Ultima hotărâre în acest sens retrocedează o parte din curtea grădiniței numărul 5 din cartierul Craiovei, unde actualul proprietar a anunțat primăria că dorește să construiască un bloc. Curții ale școlilor și grădinițelor, piețe, parcări și chiar groapa de gunoi a Piteștiului sunt doar câteva dintre suprafețele de teren pe care primăria le-a pierdut prin hotărâri judecătorești de punere în posesie. Fenomenul care durează de ani de zile continuă, susține viceprimarul Laurențiu Zidaru, care a declarat că ultima hotărâre în acest sens vizează curtea grădiniței numărul 5 din cartierul Craiovei. Aici, actualul proprietar al terenului a anunțat că dorește să construiască un bloc. Unul dintre cele mai cunoscute este cel de la școala generală numărul 11, în care pe gazon, pe terenul acela amenajat, unde inițial a fost o groapă, și-a adus aminte cineva, ca să nu zic că s-a trezit cineva, că este proprietar și că el a avut acolo dintotdeauna teren. A mers la instanță, a găsit probabil două persoane binevoitoare
care l-au ajutat și a obținut o hotărâre judecătorească. La grădinița numărul 5, Floare de Colț, între grădiniță și strada Craiovei, strada Craiovei spre Kaufland, mai era o porțiune de teren, că așa a fost gândită înainte de 89, să fie și acolo o zonă puțin liberă, să nu fie blocurile unul lipit de altul, și și-a adus aminte un urmaș al proprietarilor că a fost terenul bunicului. S-a dus la instanță, a obținut o hotărâre judecătorească. Iar acestea nu sunt singurele cazuri. La liceul Dacia, strada Henri Coandă, 100 de metri în curtea liceului. Domnul Codreanu Marius. La școala numărul 9, strada Negru Vodă, 300 de metri, în curtea școlii. Ștefan plus Ungureanu. La școala numărul 11, unde v-am spus, pe terenul de sport, 2483 de metri, Toma Mircea. La grădinița numărul 5, cea despre care am vorbit, strada Exercițiu, 318 metri pătrați, în curtea grădiniței, Băcanu Virgil plus Georgescu Marioara. Parcare între blocul 19 și 22, 250 de metri pătrați, Băcanu Virgil plus Georgescu Marioara. Tot prin hotărâri judecătorești de retrocedare, primăria a mai pierdut terenul ADP pe care se aflau serele administrației municipale, piața agroalimentară și curtea Publitrans 2000 de pe strada depozitelor, dar și mare parte din groapa de gunoi a orașului. Câteva imprimante, câteva televizoare, telefoane vechi și un uscător de păr. Cam asta a fost ceea ce au aruncat locuitorii municipiului Curtea de Argeș astăzi, în prima zi a campaniei de colectare a deșeurilor electrice și electronice. Campania continuă și mâine, în speranța că cetățenii vor găsi prin case mai multe obiecte de care vor să scape. Astăzi a fost prima zi de colectare organizată a deșeurilor electrice și electronice la Curtea de Argeș. Un punct de colectare a fost amenajat în fața primăriei și, până la orele prânzului, se adunaseră câteva obiecte. În ciuda faptului că astăzi este cam frig, au venit, comparativ cu alte dăți. Cei care au acasă deșeuri electrice și electronice și nu pot să le ducă la punctul de colectare din fața primăriei, trebuie să ia legătura cu partenerii primăriei în această acțiune, iar obiectele le vor fi luate de acasă. Avem mașini care merg pe traseu și dacă aveți ceva de dat, puteți să dați. Mâine seară, după ce campania se va încheia, are loc extragerea biletelor câștigătoare la tombola organizată cu acest prilej, 16 echipamente electronice fiind puse la bătaie pentru cei care au adus deșeuri. Liceele auto și agricol din Curtea de Argeș urmau să fie modernizate anul acesta printr-un proiect cu finanțare europeană. Din cauza întârzierilor mari în implementarea proiectului, banii s-au pierdut, iar primăria trebuie să dea înapoi și ce a cheltuit până acum. Municipiul Curtea de Argeș a scos la licitație pe sistemul electronic de achiziții publice lucrări în valoare de peste 11 milioane de lei pentru consolidarea și reabilitarea a trei unități de învățământ, Școala Sfântul Andrei, Liceul Tehnologic Agricol și Liceul Tehnologic Auto, iar la licitațiile care au avut loc în luna iulie s-au înscris peste 30 de firme. Doar licitația pentru Școala Sfântul Andrei a fost atribuită, iar lucrările sunt pe final, căci pentru celelalte două unități de învățământ banii s-au pierdut. Contractele au fost semnate, dar lucrările nici măcar n-au început și ar trebui să fie finalizate până la 1 ianuarie. Efectiv, pentru cele două grupuri școlare, respectiv grupul școlar auto și grupul școlar agricol, vom renunța la a prelungi contracte. Noi trebuie să prelungim contracte dacă mergem pe banii noștri, începând cu 1 ianuarie. În cel mai bun caz, lucrările la cele două licee ar trebui finalizate pe banii municipalității până la sfârșitul lunii iulie a anului viitor, dar și acesta este un termen nerealist. Nici pe banii noștri nu le putem finaliza până la 37. Urmează 4 luni în care nu se va putea lucra din cauza vremii, iar în restul de 3 luni este imposibil ca cele două proiecte de reabilitare și modernizare să fie puse în practică. De altfel, proiectele pentru cele trei unități școlare au avut o evoluție interesantă din punct de vedere al finanțării. Asta e situația. Au stat din 2010 până în 2014, au stat în evaluare, să stea 4 în evaluare și într-un an să poți să faci și licitații și să poți să faci și execuția lucrurilor, este practic imposibil. Municipalitatea va trebui să dea înapoi sumele pe care le-a încasat deja pentru proiectare și pentru managementul de proiect. La Curtea de Argeș au început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Administrația locală montează deja în centrul orașului instalațiile luminoase care vor fi aprinse de Sfântul Nicolae, iar surpriza este montarea unui brad imens, împodobit frumos în zona Bisericii Domnești. Deși mai este mai mult de o lună până la Crăciun, autoritățile locale de la Curtea de Argeș au început pregătirile de sărbătoare. Pentru început se montează instalațiile de iluminat întâi de pe Bulevardul Basarabilor. Am început campania de
ornamentală pentru perioada de sărbători, să vedem ce mai avem bun din anii trecuți, ce mai putem achiziționa. Chiar dacă se va dovedi că ghirlandele nu mai sunt la fel de spectaculoase ca anul trecut, municipalitatea nu va cumpăra altele noi, ci va încerca să le repare pe cele vechi. Ceva special nu o să putem achiziționa, numai pe instalațiile care le avem, dacă mai sunt anumite prize, acei țulțuri, dacă mai sunt de fix, pe unde mai sunt. În principiu, nu foarte mare investiție în acest sens. Administrația locală încearcă să facă astfel încât sărbătorile să înceapă și la Curtea de Argeș de Sfântul Nicolae pe 6 decembrie cu aprinderea luminilor pe bulevard. Edilii spun că vor monta și un brad de Crăciun în centrul orașului. Să achiziționăm un brad cu o instalație specială. Dacă nu va merge tot pe, să vedem, să primesc o ofertă de preț. Dacă nu va costa prea mult, bradul de Crăciun deja împodobit va fi montat în zona Bisericii Domnești, acolo unde și anii trecuți era împodobit un brad natural. Professional New Consult, firma care s-a impus pe piața de profil cu o varietate de cursuri de formare profesională, specializare și calificare, se adresează în această perioadă și celor care aspiră să activeze în cadrul departamentelor contabile ale companiilor sau instituțiilor publice, cât și celor care își vor aprofunda cunoștințele în domeniu. Oferta Professional New Consult este însă mult mai largă, de la cursuri de management și carieră până la limbi străine ori cursuri de înfrumusețare. Cursurile de contabilitate derulate de Professional New Consult oferă noțiuni teoretice pentru cei care vor să activeze în acest domeniu, dar și soluții practice pentru diversele probleme ridicate în activitatea zilnică a celor care lucrează în contabilitate. Cursurile se adresează celor ce doresc să activeze în acest departament de contabilitate, atât în instituțiile publice, cât și în cadrul companiilor care au un astfel de compartiment. Pe parcursul acelor 2 luni de zile pe care se desfășoară cursul, acesta este structurat în felul următor. În cadrul fiecărei săptămâni, ședințele se țin după amiaza, după orele 17, cu o frecvență de maxim 3 ori pe săptămână. Unde se pot angaja cei care termină aceste cursuri? Cei care finalizează cursurile de contabilitate pot să-și continue activitatea de contabil în cadrul unor companii de profil, da? Atât în cadrul acestor companii, cât și pe cont propriu. Professional New Consult are însă ofertă mult mai largă, structurată pe 6 tronsoane, cursuri de management și carieră, cursuri tehnice și meserii, cursuri de înfrumusețare, cursuri de limbi străine, cursuri de formare profesională, turism și cursuri de agricultură. Iar firma își propune să răspundă cerințelor pieței actuale, adăugând în permanență în portofoliul său și alte specializări în funcție de solicitări. În cadrul Professional New Consult există o varietate foarte mare de cursuri. În momentul de față avem cursul de contabilitate, cum ați și putut vedea în desfășurare. Vom deschide în curând cursurile de masaj, de stilist unghii, de manager resurse umane, cât și cel de tehnician electronist, care este pe partea de tehnice și meserii. Cei interesați pot obține informații de la sediul firmei de pe strada Victoriei, numărul 36, etajul 3, dar și de pe site-ul www.professionalnewconsult.ro. În curând, astfel de cursuri vor fi organizate și la Târgoviște, Vâlcea, Slatina și în alte orașe din țară. Inspectoratul pentru situații de urgență Argeș continuă seria controalelor demarate după tragedia din clubul Colectiv. Marți, ISU Argeș a suspendat și activitatea casei de cultură de la Bascov. Conform datelor furnizate de ISU Argeș, închiderea sălii de spectacole a fost determinată de faptul că aceasta nu dispune de suficiente căi de evacuare în caz de incendiu. La rândul conducerea casei de cultură a depus deja documentația la ISU pentru a solicita aviz de remediere a situației, iar lucrările vor începe în curând. Săptămâna trecută, ISU Argeș a suspendat și activitatea unuia dintre cele mai mari restaurante din Pitești, restaurantul Capitol, motivul fiind legat tot de numărul insuficient de căi de evacuare în caz de incendiu. SCM Pitești a pierdut cu 1-0 amicalul disputat marți seara pe stadionul Nicolae Dobrin cu echipa Steaua București. La meci au fost prezenți peste 5.000 de spectatori. Stadionul Nicolae Dobrin a găzduit un amical de gală al celor de la SCM Pitești cu Steaua București. Oaspeții nu au aliniat cea mai bună formulă, însă prezența lor la Pitești a adus pe stadion o asistență pe măsură, peste 5.000 de spectatori. Piteștenii au avut o prestație în general reușită, chiar dacă au pierdut cu 1-0. Punctul meu de vedere a fost un meci reușit.
în care acest oraș cred că merită mult mai multe meciuri de acest nivel. Echipa mea a dat o replică bună Stelei. Sper ca în continuare mai avem un meci, sper să-l câștigăm, pentru că din punctul meu de vedere avem o echipă superioară, net superioară echipei adverse. Dar pentru acest meci sunt fericit, pentru că echipa mea a jucat la un nivel destul de înalt. Mirel Rădoi, tehnicianul Stelei, s-a declarat mulțumit de faptul că echipa a fost urmărită ieri de mulți spectatori și nu exclude varianta de a se juca tot la Pitești și jocurile oficiale. Lume multă la meci, le mulțumim celor care au venit să ne urmărească. Din păcate poate n-am făcut un meci grozav, însă pentru noi azi a fost un antrenament. Baza este ok, acum vom vedea. Mai sunt de lucru la ca și starea gazonului, dar vom vedea până la urmă dacă luăm decizia de a juca aici, dacă se va. Ei, zilele acestea, în funcție de dacă și aici se îndeplinesc condițiile. Chiar dacă a avut destule probleme în ultima vreme, în planul imaginii, Steaua are mulți fani la Pitești. Acest lucru văzându-se după modul cum aceștia au întâmpinat echipa după ieșirea de la vestiare. Dacă Steaua va juca la Pitești meciurile din campionat, primul va fi cu Astra Giurgiu. Președintele acestei grupări, fostul alb-violet Dănuț Coman, și-ar dori să se întâmple acest lucru. Astra Giurgiu, liderul primei ligi fotbalistice interne, ar putea evolua în etapa a 19-a la Pitești, orașul natal al președintelui Dănuț Coman. Acesta crede că echipa va fi susținută în disputa cu Steaua și de fotbaliști de la școala pe care a fondat-o în urmă cu câțiva ani. Da, este posibil, de-aia am și venit să văd și gazonul cum se prezintă și chiar am rămas plăcut impresionat de calitatea gazonului. Dacă se va juca aici, cu atât mai bine, că am și eu vreo 300 de copii care ne vor susține. Dănuț Coman regretă faptul că Argeșul, o zonă fotbalistică cu potențial, nu are o echipă la nivel înalt. Într-o competiție de tenis de câmp pe echipe intitulată Tennis Team Challenge, echipa CS Dacia Mioveni a obținut locul al treilea. Această competiție a confirmat faptul că această secție are sportivi de un real talent. Flavia Ogrezeanu, Albert Onuță, Victor Dumitru și Ștefan Bădiță au reprezentat clubul CS Dacia Mioveni la Team Challenge București, o competiție a sportului alb pe echipe unde au fost prezente mai multe cluburi din țară. Prestația micilor tenismeni a fost una bună, aceștia reușind să își adjudece locul al treilea la finalul concursului de la București. Sportivii au confirmat de altfel parcursul bun pe care l-au avut și la alte competiții de profil derulate în acest an. Urmează turneul campionilor în perioada 12-13 decembrie, urmând să fie prezenți acolo și sportivi de la clubul CS Dacia Mioveni 2012. Vremea se va menține deosebit de caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil și senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 17 grade, iar cele minime între 4 și 8 grade. La munte, vremea se va menține deosebit de caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil și senin, vântul va avea intensificări susținute, iar pe creste va sufla tare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi, ne puteți contacta la numărul de telefon 0348730980. Sunt Simona Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!